Mult mi-au povestit că au avut o perioadă de secetă, cam 3 luni, o zi soare, ceva de genul, în care nu prea s-a făcut zmeura, pentru că de unde am început noi să povestim, am întrebat acum de mai aveți zmeură și căpșuni acum, că hai, zmeură, ca zmeură, nu mă pricep la căpșuni, așa de târziu în septembrie. Și bună dimineața, internet, și bine v-a regăsit cu bine! Alex și Iulia, aici pe motor, într-o duminică răcoroasă, chiar prima duminică răcoroasă de toamnă, vreau să zic, pentru că avem 14 grade în momentul ăsta, Cluj-Napoca era vreo 10 când am plecat noi. Și vă scoatem astăzi la o tură mai scurtă, aici la o alergătură de băți, la o aruncătură de băți de Cluj-Napoca, undeva la vreo 30 de kilometri. Și ce vom face? Vom merge să vedem o fermă de chestii de astea din care să facă dulcețuri, siropuri, gemuri, zona asta, da, nume fructe de pădure, chestii de genul ăsta. Pentru că am auzit de la unul din voi, următorii mei, recomandare pentru locul ăsta, pentru că pe lângă faptul că e fermă și pot să-ți cumperi gemuri și dulcețuri, au și o bucătărioară mică, fac și un pic de mâncare, așa că poate băgăm o ciorbă de burtă. Și am înțeles că zona locului e destul de mare și organizat, așa că ai tot felul de activități acolo, gen poți să te plimbi printre vii, printre... Sper că nu mă luau poliția, că era o mașină de poliție acolo. Sper că nu era radarul, dar cred că avea numai 50 ceva, deci e bun. Deci, cum ziceam, ferma e destul de mare și poți să te plimbi pe acolo, să-ți culegi singur fructele, recupere la final, chestii de genul ăsta, activități de genul ăsta, pentru toată familia, vreau să zic. Și ferma asta e la vreo 30 km de Cluj în direcția nordică și traseul nostru, aveam practic două opțiuni pentru astăzi. Fie mergeam pe drumul european la Dej, până la Dej, în direcția Dejului, de fapt, și făceam un stânga undeva după Jucu, fie, cum o să mergem noi acum, în prima parte a zilei, dar haideți să vă pun acum și traseul pe hartă, o să mergem înspre nord-nord, undeva pe ruta scenică, pentru că ferma se află în comuna Borșa, așa că o să luăm ruta asta scenică, ieșirea de la Chinten, din Cluj-Napoca. După care, după masă, după ce ne facem damblau acolo și ne terminăm programul, o să vedem cum ne întoarcem. Dacă ne întoarcem tot pe aici, pe ruta scenică, dacă ne place ideea că avem și cursa de Formula 1 astăzi, Marele Premiu al Azerbaidjanului, și am vrea să fim acasă pe două pentru cursă. Poate chiar mai repede să apucăm să ne întâlnim și cu niște prieteni. Da, bun, am ieșit la Cluj-Napoca, acum am luat-o, nu o să mai ținem în... drumul pe care eram spre Chinteni, o să o luăm pe acum pe ruta scenică, cum a zis, printre dealuri, și vedeți că e un pic abruptă, nu știu cât vă dați seama voi de abruptură, dar uitați, și asfaltul e prăbușit pe aici, pe acolo, știu că e și destul de murdar prin zona asta, că se cară diverse chestii cu pământ, pietriș, și trebuie avut mare, mare grijă pe aici, pe lângă că sunt multe, multe denivelări în asfalt, nu chiar de cea mai bună calitate, plus cu urbele astea ag de păr la urcare. Uitați și aici ce hârtoapă e. Cel puțin primii 4-5 km cât îi știu pe traseul ăsta, nu sunt strașnici. Plus că trebuie să aveți grijă, exact asta vreau să zic acolo, bună dimineața! Trebuie să aveți grijă la animale, că sunt multe animale abandonate pe zona asta. Din păcate, că nici clujenii nu sunt mai cu mult mai civilizați decât restul României și restul Balcanilor, așa că sunt multe, multe animale abandonate aici, câini și căței și pisici. Și v-aș ruga, dacă toți sunteți și circulați pe zona asta, să circulați cu grijă, să nu loviți pe cineva. Gen, e foarte prost asfaltul. Nu-mi dau seama cât vedeți voi, dar super multe denivelări în el. Curbele astea strânse unde nu am deloc vizibilitate, nici nu știu ce mă așteaptă după curbă, ce o să fie, pământ, nisip sau câte o hârtoapă de genul ăsta. Da, uite și aici iar nici nu văd nimic din cauza că am trecut la umbră și cu ochelare de soare. Nu e foarte lungă urcarea asta. Din fericire, nu o stare multe acide astea de păr.
imediat o să ajungem în sus și ar trebui să fie mai ok. Tot foarte mult și aici e prăbușit asfaltul. Dar na, ca rută, făcând abstracție de asfalt, Iulia îmi plânge în casc, aoleu, la fiecare val de ăsta. Dar făcând abstracție de asfalt, după ce o să ajungem sus, view-ul o să fie foarte fain. Vă și arăt imediat. Uite, pământ pe drum, pe curbă, la urcare. De-aia zic, muze, trebuie să fiți foarte bine pregătiți. Nu pregătiți, adică atenți, vreau să zic. Să nu intrați într-un boschet dintr-o prostie. Hai, tanti, nu te ia cu de păr. Nu te ia cu curba. A? Și priviți la ce viu am ieșit. Hai, depășește. Du-te, du-te, niște-te. Că noi stăm și admirăm priveliștea. Bistrița! Nu știi să treci banda, ți-e frică? Uite aici, tati, ce strâmbie asfaltul și murdar, dar ce faine priveliștea. Stați așa că imediat o vedeți și voi dincolo de boscheții ăștia. A? Și cam tot printre dealuri de astea o să mergem până la destinație. Că v-a zis, nu e... Nu e mult. Deja mai avem 18 km de aici, sau în 18 km avem prima intersecție, încă câțiva kilometri de acolo. Îmi zice Iulia că ce fain să vedem ce clară e atmosfera, pentru că a fost ploaie ieri toată ziua și a fost și vânt. Și acum e tot așa eliberat de haze și totul o vedere foarte naturală și foarte vibrantă de culori. Că trebuie să am mare, mare grijă la asfalt, nu prea pot să mă uit mult stânga-dreapta. Nu pot să-mi iau mult ochii de pe el. Să mai închid răcirile de la cască. Am intrat și sub un or acum și... Geaca nu mi-e închisă. Sau de fapt acum mai bine 10 km avem intersecția la dreapta pe care trebuie să o facem. În 16 km este destinația finală. Deci v-am zis, e super aproape de Cluj. Și sperăm numai să găsim deschis și sperăm că putem plăti cu cardul. Pentru că la noi avem efectiv bani numai de intrare, că am înțeles că se plătește și o taxă simbolică de intrare. Dar consumația să putem să o plătim cu cardul. Dacă nu, numai mergem pe acolo și ne plimbăm. Și aia este. Bun, și am ajuns în satul Pădureni. Imediat după Cluj-Napoca, la câțiva kilometri. Pare așa un sat ușor abandonat. Nu sunt, cred că, cele mai moderne case din zonă. Și zic, uite, asta e faină. No, priviți aici ce vedere. Tocmai am ieșit din satul Pădureni. Cred că a fost primul sat venind despre Cluj-Napoca în partea asta și priviți aici ce view avem în față. Păcat că eu nu pot să mă uit. Cred că voi îl vedeți mai bine decât mine, că eu nu pot să-mi iau ochii de la asfalt, că e destul de nasol. Foarte denivelat și nu-i pe perpendicular cu noi, denivelat, e paralel cu noi și nu vreau să scap motocicleta să-mi alunici. Cred că auziți vibrațiile din vocea mea. Da, nu contează, nu mai avem mult. Și priveliștele sunt imbatabile pe aici. Toată zona asta deluroasă de la nord de Cluj-Napoca e extrem de faină dacă aveți timpul să vă luați cu motorul, să vă pierdeți prin toate satele astea. Nu pot să zic că cele mai extraordinare sate, nu. Majoritatea sunt fie case foarte vechi românești, fie tineri care au fugit de Cluj-Napoca și s-au mutat la sat undeva în zona asta. Deci sunt case mai moderne. Adică să nu vă imaginați că veți găsi sate precum... Rimetea sau Viscri sau astea, nu știu genul ăla de comunități săsești. Dar zona îi extraordinar de frumoasă. Uitați-vă voi în față ce view-uri avem. Uite că am trecut de coama dealului. Practic noi din Cluj-Napoca am urcat pe un deal, am mers un pic pe coama lui și am coborât în partea asta la alta acum. Și aici e și mai friguț și asfaltul e și mai nasol. S-a părăsit de satele astea. Opa! Băleguță,
Ia să vedem, 2,4 km trebuie să ținem tot înainte, deci nu mai avem mult. And at this time I would like to take 1 minute extra to speak in English because I would like to thank my first two sponsors on Buy Me a Coffee. If you haven't noticed previously, I also have a Buy Me a Coffee link in the description. So I got two people sponsoring me with not actually coffee, but I said buy me a pack of cat food for my cats. So I would like to thank Corcodel and Mechleben. I hope that I'm saying that correctly because, and that's why I'm also speaking in English, because I think that both of them are foreigners coming in from when I also added the English level descriptions to my videos. So yeah, thank you so much guys for the packs of cat food. Și revenim la română maternă, tocmai am făcut o dreaptă înspre satul Borșa, am avut și indicatorul acolo și pare că mai avem 3 km până satul Borșa și venim, sau comuna Borșa, cred că, și venim din direcția asta, noi mai avem 6 km până la destinație. Deci încă 3 km după ce ajungem la Borșa de Cluj. Na, la câțiva kilometri după ieșirea din satul Borșa, exact cum am zis, am văzut aici indicatorul cu Delicium și am găsit intrarea, văd că este la fix indicator și cu parcare. Și hai să ne găsim un loc să parcăm și noi. Dar oare de ce oamenii au parcat aici și parcarea arată încolo? Cred că se poate și, nu? Cred. Da, ia, hai coboară tu, Iulia, să nu sară căței la noi. Măcar dacă sar, să sară numai la unul din noi. Din cauza vremii astea și temperaturii, am zis că nu facem și mâncare. Nu este mâncare deloc astăzi? Nu prinde. Te coafează? Gogoșele cu dulceață vor fi. De mâncare. Mâncare nu facem. Nu, aia zici, că ai zis că numai alea de mâncare. Și altfel putem să ne plimbăm fără să culegem și de asta. Dacă vrem numai să vizităm, noi filmăm un pic pentru YouTube aici în zonă cu chestii de văzut pe lângă Cluj, dacă e ok. Da? Deci putem. Bun, perfect. Și intrarea aici, plătim, nu? Da, exact. Bun, și motorul poți să-l las acolo. Da. Perfect. Acum repetă și pentru mine, că nici eu nu aud bine. Ce ai zis în capăt? A, ok, perfect, mersi. Plătești tu intrările? Perfect. Putem plăti cu cardul sau cash? A, minunat. Deci ne-am agitat degeaba să căutăm atâta cash prin Cluj înainte să plecăm. Dar nu știu cât ați auzit și ați prins voi. Nu știu dacă filmez. Da, filmez. Azi, din cauza vremii, s-a suspendat majoritatea activităților, că singura pe care putem să o facem este să ne plimbăm, sau singurele, cum ar veni, este că putem să ne plimbăm pe aici, prin zonă, și putem să culegem fructe și să le plătim la ieșire, din ce am înțeles, și plecăm cu ele acasă. O să vedem dacă facem asta și de mâncare. Astăzi aici au doar gogoșele, tot din același motiv, vremea, nu știu exact cum, probabil e ceva bucătărie de vară și nu știu... Probabil am curcat la gătit, dar nu-i nimica. Vedem dacă luăm gogoșele de alea, dacă nu, numai ne plimbăm, vedem împreună ce e aici. Să vă faceți și voi o idee, dacă vreți, puteți, veniți când vreți și așa mai departe. Dar hai să mă dezechipez și eu înainte, că încă sunt cu casca pe ochi. Eventual anul viitor, într-un weekend în care să faci și mâncare, atunci e cel mai frumos. Pentru aia am venit, că au zis că e mâncare bună. Da. Și anul ăsta nu mai faceți deloc mâncare? Să nu te iau weekendul viitor. Am înțeles. După vreme. Am înțeles. Dar ce aveți, ceva bucătărie afară sau ceva, nu? Da, e la ceva. Am înțeles. Ce gulaș? Gulaș de vită, de porc, paprikaș, de pui, mămăligă, tocmenițe ciupești cu mămăligă. Mersi. Ciorba la grec. Ciorbă de fasole cu ciolan. Am înțeles. Ciorbă de burtă și de legume. Am înțeles. Și le gătiți afară și de aia depindeți de vreme, probabil, nu? Nu mai mult pentru clienți. Cum vedeți, nu sunt așa mulți. Am înțeles. Da, am auzit că e foarte popular. De aia ne-a... 100-500 de oameni. Pe weekend? Pe zi. Pe zi? Super tare. Bravo. Și este vreun traseu anume pe care să-l urmăm înăuntru sau pur și simplu ne plimbăm pe de vreme? Să mergeți pe unde, doar. Am înțeles. Chiar în capătul plantației de zmeură. Așa.
Este o colecție de găini, peste 50 de rase de găini. Așa. Peste tot din lume, sunt foarte interesante. Mergeți să le vedeți dacă doriți. Ah, super tare. Mergem. Bună. Cu culesul de fructe cum se desfășoară? Că am înțeles că putem să culegem și pe care plătim sau exact, ceva. Exact, da. Se poate, dacă mergeți acolo, chiar acolo sus, o să găsiți în stânga niște caserole. Am înțeles. Sau și dacă doriți și un lăz. Așa. Credeți că culegeți atât? Nu-i cazul. Așa. Și vă puteți lua câte doriți. Am înțeles. Și plătim la plecare. Și reveniți aici și se achită tot la sfârșit. Perfect. Super. Cu mulțumim. Cu cash, oricum. Perfect. Mulțumim frumos. De training, de briefing. Hai, prințesă, lasă gemurile. Hai să ne plimbăm, să ne mișcăm. Gemurile. Mai puțin zahăr, mai multe mișcare. Ce plac gemurile. Să vedeți acum, trebuie să veniți cu prieteni cu copii sau așa, sunt și zone de joacă. Da, de joacă. Da, super tare. Sunt și darts sau așa, dacă doriți să jucați. Da, pentru copii care le place. Darts aici o să găsiți. Am înțeles. Exact. Super. Hai că ne plimbăm. Mersi frumos. Hai că eu trec pe pod și tu treci prin apă. Că eu sunt mai prințesă de felul meu și nu vreau să mă aud. Nu, no, te-am păcălit. Hai că mergem amândoi pe aici. Prin... Perfect! Uite peștele, uite peștele. Cum... Știu că mi-ai zis. De eu nu l-am văzut. Cum să stau? Doamne, fix cum a zis Darwin, că ies pește din apă și se transformă în oameni. Evoluție! Evoluție! Uite-l cum evoluează acum! A, uite, și acolo mai este un pudeț. Și încearcă să urce în partea asta. Uite-l. Da, mă apropii de ei și se sperie. Deci nu facem nicio afacere. Bun, în momentul ăsta am ajuns în capătul celălalt de fermă și, cum vedeți, în spatele meu sunt numai câmpuri de... Zmeură. Zmeură, zice Iulia. Hai să prindem și pe ea în cadru să ne povestească că ea a vorbit cu băiatul cât am aranjat eu căștile. Așa. Ce ți-ai povestit? Mult. Mi-a povestit că au avut o perioadă de secetă cam 3 luni, o zi soare. Ceva de genul, în care nu prea s-a făcut zmeura, pentru că de unde am început noi să povestim, am întrebat acum de mai aveți zmeură și căpșuni acum. Că hai, zmeură, ca zmeură, nu mă pricep la căpșuni, așa de târziu în septembrie. Și au zis că ei au până vine primul îngheț. Dar cum au avut perioada de secetă și acum au plouat, săptămânile astea au început să crească din nou. Și dacă filmez zmeura și dacă știți, probabil știți. Uite un șoricel. Sau o păsărică, sau o șopârlă. Ceva au mers acum prin boschet. Scuză-mă că te-am întrebat. Dragon. Aici a intrat ceva. Dar nu știu ce. Sau o cârtiță. A, se poate să fi fost cârtiță mai degrabă. A, ce mișto scârtițile. Revenind după ce am văzut dragonul, sau cârti, uite, vii acolo. Ai văzut-o? Uite-o că se mișcă. Da, uite. Acum sper să fie cârtiță și nu orbete. Că cârtița e protejată prin lege și cârtița nu strică astea, dar orbetele strică. Eu, expert în zoologie, acest Steve Irwin de Cluj-Napoca. Tu ai făcut facultatea de bio, nu eu. Da. Iulia, nu știu cum să ne zică că a făcut facultatea de bio. Da, hai să revenim la poveste. Spune-ne, Iulia. Revenind la poveste, mi-a zis că asta e motivul pentru care tufele de zmeură sunt atât de mici. De obicei, aș vrea să... atâta, cel puțin atâta, acum le vedem mici, dar nu contează pentru că pare bună. Inițial am zis că, a, nu cumpărăm nimic și când vezi aici lanurile astea pline de zmeură, nu prea pot, nu prea-ți vine să nu iei ceva și problema e că vine să mănânc, dar trebuie cântărită. A zis că e 25 de lei kilogramul, nu cred că adun un kilogram, a zis că ne dă și ladă dacă credem, dar nu credem că ne ducem cu lada pe următoarea acasă. Așa că ne dăm la adunat, Alexandru, aia e problema, că... Și după aceea o să mâncăm... Ne dăm la adunat, e mult spus neul ăla. Unul dintre noi o să se dea la adunat și unul o să se plimbe să vadă dacă mai sunt și alte cărtițe. Personal nu mă prea pricep la fermierit și la crescut fructe de pădure în cadrul unei ferme, dar din punctul meu de vedere mi se pare că e foarte mult spațiu aici dedicat pentru asta. Și ați văzut și acolo la intrare unde a parcat motocicleta și acolo mai era. Oare acolo erau căpșuni, Iulia? La intrare? Da. Da.
Și mai este aronia. Cine? Aronia. Nu știu cine e aronia. Un fruct. Ah, oh, vezi. Eu știu numai mere și pere. Și căpșuni mici. Și le zic căpșuni mici pentru că odată eu le-au văzut niște frăguțe și au zis, căpșuni mici, că nu știa ce sunt alea frăguțe. Nu vă supărați, merge treaba. Merge. Aveți producția anul ăsta? Avem. Foarte bine, bravo. Doamne ajută. Doamne ajută, sănătate. Ai grijă când treci înapoi, numai să nu calci vreo cârtiță ceva. Doamne ferește, îmi dai amendă. Îți fac plângere, îți fac dosar penal. Că e protejată prin lege. Hai să vedem găinile. Hai, unde-s? În capăt, tătele acolo. Câte specii au zis? Peste 50 de specii de găini din toată lumea. Mamă, cât scandal! Chiar atâta diversitate din partea unor găini nu mă așteptam. Da, măi, scandală joacilor. Doamne, ce frumoase sunt astea. Cocincina. Pitic roc barat. Văd ce frumoase sunt. Nu-mi place musai cum sunt ținute găinile, că mi se pare că au cam puțin spațiu. Au și înăuntru, da, dar pe etaje. Din ce văd eu, vezi? Spre exemplu, astea de aici de sus, nu cred că au cum să coboare, nu, că sunt închise numai aici sus. Vreau să zic că tachii mei ar face niște țarcuri foarte superbe la găinile astea, dacă ar fi a lui. Că și tachii mei mari crescători de păsări. Și țarcurile lui sunt mult mai mari și mai încăpătoare. Măi, frumoasilor, măi! Măi, frumoasilor, măi! Cam îngrămădite stați, așa-i? Nu, acum ce se pare, Iulia? Da, ce mult! Meritatoră de o zi până aici. Oh, da. Nici măcar de o zi, de jumătate de zi. Da, da, cât e de aproape. Bine, probabil că avea copii. Cu siguranță și o zi în care e mai activă și mâncare și joacă și de astea și multă lume, cu siguranță cred că avea mai mult de jumătate de zi de ce face, da? Decât jumătate de oră că stăm noi acum sau o oră, pentru că nici nu se poate mânca. Dar pentru noi, nu, momentan pe mai are sens, terminăm, intrăm să cred că luăm și niște gogoși la pachet, dacă o zis, dacă e gata și o întindem să mâncăm de prânz, imediat, vă ducem și la masă, să terminăm clipul cu o mâncărică. Dar asta vreau să zic. Dacă sunteți cu copii, cred că se găsesc aici activități de joacă, de petrecut timpul, cules, văzut găinile, toate chestiile, jucăriile care sunt acolo la intrare, de care ne zicea băiatul. Cred că aveți ce face cel puțin jumătate de zi. Plus că na, again, e super aproape de Cluj. Ați văzut, am făcut jumătate de oră până aici. Musa, vreau să vă atrag atenția că zmeura e super frumoasă. Deci chiar e foarte frumoasă. Nu-i musa, e toată coaptă. Dar care îi arată foarte bine. Care e aronia? Astea. Da? Ia stea așa să le văd. Astea sunt aronia, zice Iulia. Da. N-am mai văzut în viața mea. Că nu sunt foarte dulci și foarte bune la gust, dar sunt foarte bune pentru imunitate și se folosește foarte mult siropul de aronia. Sigur ați văzut peste tot pe internet dacă sunteți amatori. De siroape? De chestii sănătoase. Ah, sau de chestii sănătoase. Bun, cam asta a fost vizita noastră aici la ferma de licium. Am stat un pic mai mult acum pe final, n-am mai filmat, că am stat cu minciori la o masă și am așteptat să ne pregătească gogoșile proaspete, că am fost primii care au cerut gogoși astăzi și nu era asamblat asamblată aparatura de făcut gogoși. Da, ne-am luat și gogoșile proaspete cu gem. Iulia, știi cumva ce gem avem în gogoș? Auziți, Iulia a ales gemul și a zis că avem caise și zmeură. Deci ne-am luat și gogoșelele la pachet și acum mai avem o singură oprire. Noi o să luăm acum în direcția drumului european care leagă Dejul de Cluj-Napoca.
să facem acolo dreapta, să ieșim undeva înainte de jocul, nu. Oare? Ba, cred că undeva prin jur de jocul, ceva de genul ăsta. Și o să facem o dreapta spre Hanu, kilometru 17, unde m-ați mai văzut și în clipuri trecute, dar Iulia niciodată nu a fost cu mine când am trecut prin zona aia, când am avut opriri la kilometru 17, să mănânce, așa că o să oprim acum să mâncăm o ciorbă de burtă împreună, prima dată că mănâncă și Iulia acolo. După care ne încheiem clipul de astăzi. Dar e musai să stați până la final ca să auziți și verdictul Iuliei, cum a zis în turile trecute când am mai oprit acolo, că mie îmi place ciorba de burtă la kilometru 17, dar e musai să stați să ascultați și verdictul Iuliei în legătură cu ciorba aia de burtă, dacă o să mănânce. Dar nu știu, rămâneți până la final că imediat ne terminăm plimbarea de astăzi. Maramureș. Logic. Doi de Maramureș. Suntem acum la doi pași, urmează să ajungem la Hanu kilometru 17 și simt nevoia, pentru că astăzi am vizitat practic niște afaceri. Să menționez că acest clip nu este sponsorizat de nimeni, nu am fost invitat de nimeni la niciuna din aceste două locații. De să nu vă faceți gânduri de genul ăla, sunt în continuare 100% nemonetizat și toate clipurile acestea le facem pe banii și cheltuiala noastră, da? Că e fain aici, de stat la terasă în toată gălăgia asta de drum european. Dar na, suntem mai liniștiți. Oh, se fac nunți, botezuri, cumetrii, de toate se fac. Iulia mă întreabă dacă se fac și nunți, eu zic la mișto, habar nu am ce se face aici, dar probabil că sarea e destul de mare. Hai să vedem că am adus-o pe Iulia aici, ea nu și-o luat ciorbă de burtă. Ea și-o luat? Ciorbă de 20 ani. Așa, deși am încercat să-i dau un sfat bun, să-i zic că ciorba de burtă aproape e perfectă aici, că e aproape ca în Bucovina, la fel de, aproape de grasă. Chiar și-a luat-o rădăuțeană, dar zi-mi, care e verdictul aici? Și rădăuțeană aproape de Bucovina. Și rădăuțeană aproape de Bucovina, dar nu-i ciorbă de burtă. E bună, dar dacă ai făcut-o acasă, probabil ai făcut-o cu pulpe și era și mai bună. Trebuie să gust de la tine, de burtă, ca să vedem. Hai să vedem. Momentul adevărului. Bă, se topește în gură. E bună, da. Se topește în gură. E bună mâncarea aici. Deci dacă sunteți prin zona asta, să știți că aici puteți opri cu motorul, să trageți în parcare, să opriți la ciorbă de burtă cinstită. Și poate și rădăuțeană, dacă nu aveți gusturile aproape perfecte. Filmai? Mai dai și cât la grădiniță, tot mine. Eu vreau să fac niște B-roll, doamna. Iulia ne-a luat prin surprindere. No, dragilor, și cam asta a fost pentru azi. Cred că a fost suficient, deși pentru noi a fost o plimbare destul de scurtă. Sper că pentru voi a fost un clip fain și dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult dacă sunteți abonați și dacă nu sunteți, am să vă rog să luați în considerare să ne lăsați sau să îmi lăsați și o abonare. Și tot dacă sunteți acolo jos, puteți presiți butoanele de like, de share către prietenii voștri și chiar să ne lăsați un comentariu. Din nou, sper că v-a plăcut la ferma Delicium, cred că se chema, da, nu? Delicium. La ferma Delicium. Sper că v-am dat o idee bună pentru un plan de o duminică liniștită, cum am avut și noi. Și nu uitați, până data viitoare, apă, paie și bătaie. Și asfaltul uscat. Să ne vedem cu bine.